Primăria și Consiliul Local al Comunei Poienarii de Mușel vor organiza duminică, 19 august, un spectacol cu prilejul sărbătoririi celor 445 de ani de atestare documentară a localității. În centrul comunei, începând cu ora 14, localnicii sunt așteptați să participe la petrecere. Programul artistic va fi deschis de elevii școlii gimnaziale Poienarii de Mușel. Pe scenă vor urca apoi interpreți de muzică populară, Gavril Prunoiu și grupul vocal folcloric bărbătesc Doruri Mușcelene, Ilie Dură, Daniela Cernea, Valentin Grigorescu, Georgeta Nedelea, Lucica Baciu-Bican, Bogdanu Nicioiu, Simona Stoica, Radu Ștefan, ansambul folcloric Argeșelul din Boteni și grupul vocal mixt Miorița din Jugur. Omule, o viață ai, pe gânduri de ce mai stai? Anii strec și nu mai vin, de ce nu-i trăiești din plin? Nu te mai gândi, trăiește, că gându-te îmbătrânește. Lasă grijile deoparte și de bine mai vezi parte. E verde trei alunece, mie drag pe lume. O carafă plină rasă și o imbovnică frumoasă. Eu când zic odată hop, îmi vin mândrele potop. Eu când zic odată lele, vine stul de tinerele. Hai da la iubite, ăsta-i traiul de trăit. Hai da noaptea toată, că mândruțele ne așteaptă. Hai da la iubite, ăsta-i traiul de trăit. Hai da noaptea toată, că mândruțele ne așteaptă.